Icoana cu moaștele marelui vindecător și făcător de minuni, Sfântul Luca, arhiepiscopul Crimeei, a fost adusă la biserica din Abaclia, de la mănăstirea Ciuflea, cu binecuvântarea preasfințitului Anatolie, episcop de Cahul și Comrat. Procesiunea religioasă cu moaștele Sfântului a început de la intrarea în sat și până la biserica din sat, unde cu acest prilej s-a oficiat o slujbă solemnă. Mulțumim că avem și această icoană și aici în țara noastră, cu părticică din moaștele sale și chiar și aici în comunitatea noastră, că sunt creștini care într-adevăr nu au posibilitate ca să meargă, să se închine peste hotare acolo în Crimeie sau chiar să se meargă la Chișinău. De aceea am hotărât ca în această zi, când facem și taina Sfântului Maslu și pentru tămăduirea bolilor, totodată ca să se poată să se închine și aceste sfinte icoane. În această zi la slujbă au participat foarte mulți înăreași veniți să se roage de sănătate pentru ei și pentru apropiați. Как чувствуете себя после службы? Mai bine. Asta e un lucru bun. Cu adusă icoana. После службы я чувствую себя легче, как будто что-то изменилось. Fiecare din noi avem dureri, care mai puțin, care mai mult, dar Treimea Sfântă, Prenăscătoarea de Dumnezeu și toți Sfinții Săi, sunt doctorii noștri a sufletelor, a trupurilor noastre. Icoana Sfântului Luca, arhiepiscopul de Crimeea, se va afla în biserica din satul Abaclia până luni. Procesiunea cu Sfintele Relicve se va îndrepta ulterior la Basarabeasca, apoi la Comrat.